Iată de unde începe o pepenieră de nuc devirusată. Puișorii ăștia fost sădiți de nucă în octombrie 2019. Acum noi așteptăm să cadă frunză, după asta să recoltăm. Și dar cum se recoltează ei? Cu un agregat, cu un tractor, cu scoabă. Așa? Merge și o sapă, o saltează, o scutură. Și cu tot cu rădăcină? Deci... Da, lumea o strânge, cum spune, face sortare după grosime, după categorii și punem la păstrare în subsol. Cât timp stai acolo? Până la timpul altăitului. Altăitul se petrece undeva în luna februarie, martie, aprilie. Eu pot să mă mândresc și să mă laud. Practic, soiuri de nucă sunt sumedenii. Așa, Moldova sunt peste 20. Însă, aici este soi de Port Altoi. El se numește Forma 26, Port Altoi Universal. Așa că, de pildă, la transfuzia la sânge, este grupa 4. Da. 4, care merge la orice om. Așa și... Și aici Port Altoi, el primește pe orice altoi. Înțeles. Și asta pentru mine o bucurie. El este înregistrat în registrul de stat a Moldovei ca Forma 26, Port Altoi Universal. Producătorul afirmă că deja acest câmp, care se mai numește și livadă mamă de altoi, este baza de trecere a ramurii pepenieritului la producerea materialului săditor certificat. Aici e livada mama de altoi, în mod clasic. Ei plantată într-o teritorie care 500 metri nu e nici o nucă. Așa. Asta e condiție. E foarte important. Da. Că când se îmbolnăjește, când compact este infectat de cherry roll life, atunci boala îi pătrunde și în polen. Și am pus sămânță de copaci testați, divirozați, de Port Altoi Universal, Forma 26, și constatat că e copac sănătos, care se numește copac clon. Am luat altoi de acolo și am altuit aici și poftim, de primăvară până am crescut așa un copacel care el e garantat sănătos, fiindcă la bază are Port Altoi divirozat și altoit cu ramură luată de pe copac testat bază. El a se ridice până la înălțimea asta și a și eretizat. A spornească la stari și roada la dânsul nu-i nuca, dar la staraș. Dacă până acum v-am arătat o plantație mamă de altoi de tip nou, atunci aici se află livada mamă de altoi de tip vechi, unde iarăși roada nu sunt nucile, dar ramurile de altoi. Tăietura se face la șteap, undeva aici șteapul de un ochi, aici șteapul de trei ochi, aici poftim șteapul olec mai lunguț și pe tăietura asta scurtă dezvoltă la stariu sănătos. Sărătos, uitați-vă el, și culoare are. Verde, el îi strălucește. Așa. El îi copt. El îi sănătos. De pildă, așa le vezi la mine, până acum au fost 8 hectare. Copaci de astea mamă. Am avut peste 8.000 de copaci. Copaci. Și dacă până acum ați aflat cum arată plantația de Port Altoi, adică școala de semințe, cum arată livada mamă de altoi, aici se află plantația de puieți unde se întâlnesc Port Altoiul cu altoiul. În acest fel se obține soiul dorit de nuc. Vedeți nodul ăsta? Nodul ăsta, vedeți? Aici este locul de altoit. Așa. De sub Port Altoiul, aici altoiul. Adică, dedesubt e luat din Port Altoi, din Port Altoi, da, din sălbatic, vorbim așa, dar este soiul.
Acesta este soiul care dumneavoastră ați vrut. Am altoit și altoitură, tamam, uite aici, uite, vezi, e nodul ăsta. Da. E așa înclinată, e de aici să începe, aici se mântuie. Aici, de pildă, podul numărul 30. Da. Asta e soiul lateral trifan. Soiul de aneu, care e omologat în Moldova, în registrul de sat, eu sunt autor. Anume în această plantație pepenieră sunt crescute cele peste 200 de soiuri și forme de pueți de nuc. Mulți câteodată spun, dar cui trebuiesc atâta 200 de? Trebuie 3-4 soiuri, drept. Eu înmulțesc în masă undeva vreo 4 soiuri, încă vreo 4 care așa mai... Dar restul eu țin în potențial. Adică le testați? Eu le testez. Și eu folosesc pe dânsi în selecție, în încrucișare. Puieții de nuc sunt sădiți mai apoi în altă plantație. Aici cresc până întrunesc toate caracteristicile unui puiet de nuc bun de plantat acolo unde își dorește cumpărătorul. Agricultorul spune că unul dintre secretele pentru ca puieții de nuc să fie compatibili pentru orice fel de sol și de climă e să-i călești. Frumușața asta care vedeți aici, ea nu a fost udată, nici anul trecut, nici anul ăsta. Anul trecut, eu a fost aman ca și ei. A fost niște rânduri de pitici, care noi am retizat, uitați-vă așa, am retizat-o. Uitați-vă, aici am retizat pișe, aici a fost retizat aproape la pământ, vedeți? Aici a fost retizat aici, da, da. Și tot ce vedeți dumneavoastră, e crescut în cursul anului ăsta, din aprilie și până zăvădeasă. Înseamnă că iau așa un potențial, că se meargă prin seștă și se confrunte pe seștă. Asta e scopul nostru. El e să nu fie alentat, el să fie spartan. Nicolae Chictencu a avut în viață multe bucurii, dar și tristeți. În urmă cu mai mulți ani și-a pierdut nevasta care s-a stins de tânără după o boală incurabilă. I se înseninează chipul când vorbește de feciorul său, de noră și de cei doi nepoți. Am un fecior, Serioja, am o noră ca o floare, frumoasă. Nepoțe, unul Sașa de-am în clasa întâi, dar Colea acasă, teroristul. Da, da, cel de 8 foc. Cel mai mic? Da, cel mai mic, 3 ani de zile. Omul atunci e fericit, cu adevărat fericit. Atunci când el cu bucurie se duce la lucru, care e un lucru care îi place lui, și el vede că el ceva face în lucrul ăla. Și a doilea parte, când el fericit, fuge acasă, că acolo pe dânsul așteaptă, și el e bucuros să vadă și ei casnici, și atunci e omul fericit.